prea cuvioși, prea cucernici părinți, prea cuvioasă manifestareță, prea cuvioase maici, onorate oficialități și iubiți credincioși. I-am întrebat pe credincioșii catedralei metropolitane din Cluj-Napoca, dacă știu că îngerii sunt invidioși pe noi oameni și găsim la taina Sfântului Mastru rugăciunea a cincea, că într-adevăr îngerii sunt invidioși pe noi oameni. Nu vorbim de o invidie păcătoasă, vorbim de o invidie sfântă. Pentru că ei doresc să audă glasul Evangheliei Domnului Dumnezeu și să vadă chipul Sfintei Jertfe, și anume Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Au această șansă datorită oamenilor și dinpreună cu oamenii. De aceea noi, în taina Sfintei Liturghii, spunem că jertfa se aduce de noi oamenii, deși în preajma noastră sunt mii și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi buni și serafimii cei cu câte șase. Însă îngerii sunt geloși pe noi oamenii, că avem această șansă să ascultăm Sfânta Evanghelie, adică Scriptura Noului Testament, de care noi suntem datori să ne apropiem adesea și să o citim cât mai des, cât mai pe înțeles, cât mai profund. Îngerii își doresc să pătrundă în înțelesul Sfintei Scripturi. Cu atât mai mult noi oamenii de care însăși mântuirea noastră depinde de înțelesul, de pătrunderea, de însușirea cuvintelor Sfintei Scripturi. Mai mult, de întruparea cuvântului. Îngerii lui Dumnezeu sunt geloși pe noi oameni că avem Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Astăzi îngerii au fost geloși când noi ne-am împărtășit cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. O șansă care are prelungire în eternitatea lui Dumnezeu, unde ne vom împărtăși mai cu adevărat în ziua cea neînserată a împărăției sale. Îngerii sunt geloși pe noi oamenii, pentru că Dumnezeu s-a întrupat, a luat chip de rob, chipul nostru omenesc, și l-a dus în sânul Sfintei Treimi și l-a așezat de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Cum să nu fie îngerul gelos? Îngerii sunt geloși, însă în favoarea noastră, nu împotriva noastră. Aceasta este gelozia sau invidia sfântă atunci când ești în stare să fii gelos sau invidios în favoarea celui pe care îl invidiezi. Adică să te bucuri de șansa lui, de potențialul lui, de desăvârșirea lui. Spuneam de asemenea în catedrala noastră metropolitană. Știți dumneavoastră că ori de câte ori se întâlnesc doi oameni, se întâlnesc și îngerii lor păzitori. Însă ce minunată este întâlnirea îngerilor între olaltă și ce aproximativă este întâlnirea noastră a oamenilor. N-aș spune fățarnică, dar oricum care nu se dăruie total. Ori altfel stau lucrurile când se întâlnesc îngerii. Și atunci când se întâlnesc îngerii noștri păzitori, nu vorbesc despre altceva decât despre noi. Și ne fac radiografia așa cum suntem noi. Și probabil că de cele mai multe ori sunt mâhniți îngerii atunci când se întâlnesc unul cu celălalt.
Dar noi trebuie să avem această conștiință că atunci când ne întâlnim unul cu celălalt, se întâlnesc și îngerii noștri. Și dacă îngerii noștri sunt sinceri și noi trebuie să fim sinceri, și dacă îngerii noștri se bucură de întâlnirea cu celălalt și noi trebuie să ne bucurăm, și dacă îngerii noștri intră în dialog și noi să intrăm în dialog, iar dialogul perfect este iubirea. Așa cum iubirea este Dumnezeul nostru, Cel întreime închinat Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, o comuniune plenară, desăvârșită de iubire, care este într-un continuu dialog. Iar dialogul, tema dialogului dintre cele trei persoane, suntem noi oamenii. Dumnezeu este preocupat de viața noastră, așa cum este ea, cu păcatele, cu neajunsurile, cu bucuriile și tristețile. Însă preocuparea lui Dumnezeu este să le depășim și să ajungem asemenea Lui. Preocupare încă de la începutul viacurilor, atunci când Dumnezeu l-a făcut pe om chip și asemănarea sa. Potențial extraordinar al omului să ajungă asemenea lui Dumnezeu. Câți îngeri s-au întâlnit astăzi aici? La mănăstirea Sfinții Arhanghel, Mihail și Gabriel. Nu doar atâția cât suntem noi astăzi, ci mii și mii, pentru că s-a sărășit Sfânta și Dumnezeiască liturghie. Încă o dată, o șansă extraordinară a omului, de care este gelos Îngerul. Întrebam mai altă seară pe unul dintre copilașii mei, câți îngeri sunt în casa ei. Și am început să numărăm pe tata, pe mama, pe sora, pe fratele și pe ea. Și am ajuns la numărul 5. Și a spus, în adevărat, dar voi în casă sunt 6 îngeri. Pentru că orice casă unde este sfeștanie are un înger păzitor. Ca să vedeți ce important este ca măcar o dată pe an să ne facem sfeștanie în casă, ca îngerul nostru păzitor să aibă însoțire un înger al întregii familii. Așa cum un înger are această biserică pe care l-a primit anul trecut, când a fost târnosită. Atunci când este târnosită, sfințită o biserică, primește un înger păzitor, care este îngerul întregii comunități eucaristice. Și vom afla în Cartea Apocalipsei că, într-adevăr, îngerii lui Dumnezeu au și această calitate de a conduce comunități, de a conduce orașe, de aceea sunt orașe care au patroni sfinți. Însă tot orașul trebuie să aibă un înger păzitor. Depinde de noi dacă facem acest lucru posibil. Vom găsi în Cartea Apocalipsei de anumite cetăți care au înger păzitor. Țara noastră are un înger păzitor. Și aș îndrăzni să spun că acela este Maica Domnului, care se numește a fi și este Doamna Îngerilor. Am mai spus la Catedrala Metropolitană. Și acesta amănunt că sunt locuri în țara noastră și în Ortodoxia Universală unde oamenii creștinii, responsabili, își sărbătoresc ziua de Înger. Adică nu ziua nașterii, așa cum o facem noi, și tot cu aproximație, ci ziua botezului, când au primit Înger. Știm bine că în taina Sfântului Botez, cel care primește taina Sfântului Botez, primește și pe Îngerul Său păzitor. Și atunci
acești creștini responsabili își sărbătoresc ziua de înger. Și dacă îți sărbătoresc ziua de înger, cum poate fi ea sărbătorită? Fără biserică, fără sfintele taine, fără rugăciune, în comparație cu zilele noastre de naștere. Așadar, aceste trei gânduri duhovnicești am vrut să vi le împărtășesc și dumneavoastră, tuturor, în această zi minunată. Cred eu că îngerii care s-au întâlnit astăzi s-au bucurat. S-au bucurat și n-au fost geloși. Pentru că ne-am împărtășit cu trupul și sângele Domnului nostru, Iisus. Cred eu, mai ca stareț, că îngerii sau îngerul acestei mănăstiri nu se întristează prea des. Că se bucură de tot ceea ce faceți și pentru mântuirea personală, dar și pentru păstorirea și bucuria credincioșilor și pelerinilor care cercetează mănăstirea noastră. De aceea noi vă suntem recunoscători. Și așa cum știți prea bine, vă prețuim din tot sufletul pe Sfinția voastră, pe Părintele Duhovnicesc, pe Părintele Ilie și pe întreaga obște. Numai puțin vă prețuiesc personal pe dumneavoastră, pe toți, de la cel mai mic până la cel mai mare, că mi-ați dat șansa astăzi să vă întâlnesc pe dumneavoastră și pe îngerii dumneavoastră păzitori. Amin. Mărire Domnului!